Bine ați venit pe pagina Liga Prietenii. Altul de mine este Florin de la Tigers. Bună seara! Bună seara! Cum te simți în seara aceasta? Grav, nasol. După cum bine v-ați obișnuit, echipa mea pleacă bine, pornește bine, deschidem scorul, conducem, câteodată egalăm, dar din nefericire, mă repet, tot timpul se pierde. Pe parcurs ne pierdem. Condiția fizică spune cuvântul. Cu toate astea, în prima repriză s-a terminat egal, deci v-ați mobilizat foarte bine, ați avut niște pase frumoase și în a doua repriză, la început, v-ați mobilizat destul de bine. Pe final, parcă ați cedat. De ce? Se pare că condiția fizică chiar își spune cuvântul. Vârsta, mai ales vârsta, neavând și nici rezerve, să mai facem și noi ceva schimbări, să mai luăm câte o gură de aer, nu se poate. Cu băieții de la Distro ne înțelegem foarte bine, ați văzut destul de bine prietenii adevărați. S-a legat o prietenie frumoasă, faulturi nu prea sunt, deci pot spune că meciul a fost foarte frumos. La ei au fost rezerve, condiția fizică la băieți, într-adevăr, s-a văzut. În cea de-a doua repriză, deja n-am mai făcut față deloc. Într-adevăr, bătrânețea spune cuvântul. Eu zic să-ți mai găsești băieți, să-i aduci alături de noi, în familia noastră, și să nu renunți, pentru că au fost echipe care erau considerate la început foarte slabe și acum sunt considerate foarte bune. Având în vedere că începe un nou campionat, la fel vor veni echipe noi, deci întâlnești oameni noi și niciodată, și cum e, never say never. Adevărat, dar ca să poți să spui într-adevăr never say never, trebuie să ai și cu cine să joci. În primul și în primul rând, din punct de vedere material, financiar, trebuie să avem cât de cât puțină susținere. Nu se poate face primăvară cu o singură floare sau chiar două. E greu. Ce să mai... Nu știu, pe viitor mai mă gândesc. Ok. Să mi aduc ceva băieți și s-ar putea să continuăm. Noi te așteptăm alături de noi în continuare. Îți dorim succes și o seară cât mai frumoasă. O seară bună în continuare. Mulțumesc frumos. Vă așteptăm și pe dumneavoastră, pe pagina noastră de Facebook și pe site-ul nostru oficial www.ligaprietenii.com. Vă doresc o seară frumoasă.